În arest la domiciliu ca în vacanță, vizite, chefuri cu prieteni și dreptul de a-și conduce afacerile de acasă. Cam de aceste lucruri se bucură mulți inculpați care au fost arestați în propria locuință. Pe lângă atâtea avantaje, traiul bun de acasă se consideră pedeapsă executată în cazul în care sunt condamnați la închisoare. Arestul la domiciliu îi lasă unui inculpat o mare libertate. Viața de acasă se poate desfășura pentru el la fel ca înainte de a-i fi impusă măsura preventivă. Cei mai fericiți sunt inculpații înstăriți care, în funcție de locuința pe care o au, pot face absolut tot ce vor. Se pot plimba în voie pe toată proprietatea declarată domiciliu, pot face sport, pot primi vizite, pot lucra de acasă sau pot face petreceri cu prietenii. În locuința proprie nu există un regim de restricționare, poate eventual să dea chiar și o petrecere atâta vreme cât asta nu deranjează pe cei din jur. Printre alte libertăți care pot fi cerute, se regăsește și acelea de a vizita o rudă sau de a merge la o mormântare sau de a vizita un anumit loc pentru a rezolva o anumită chestiune importantă ce ține de viața lui personală, privată sau de un interes general al familiei lui. Mai mult, dacă arestatul la domiciliu vrea să meargă justificat în anumite locuri, acesta o poate face, condiția fiind ca un judecător să-și dea acordul. În cazul în care există, să spunem așa, o nevoie imediată a inculpatului, aflat fie în cursul de cercetare penală, fie la instanța de judecată în cursul cercetării judecătorești, se poate adresa o cerere în sensul acesta judecătorului, de drepturi și libertăți evident, pentru a se stabili sau pentru a se admite o cerere de stabilirea unui program, de exemplu de vizitare a unui minor, de exemplu de conducerea unui business personal sau de deplasare pe o anumită rută. Oamenii de afaceri au un avantaj. Multora dintre ei li se permite să meargă la birou în timpul arestului la domiciliu timp de 8 ore pe zi. Avem cazul unui inculpat care își desfășoară o activitate independentă, fie că este PFA, fie că este un SRL. În condițiile în care pilonul principal al acelei afaceri este chiar inculpatul, instanța poate să acorde chiar un program de 8 ore pe tot parcursul zilei pentru desfășurarea acelei activități de conducere a societății pe care el o are în grijă. Toate deplasările sunt făcute pe un drum stabilit de polițiști. În cazul în care inculpatul este condamnat definitiv la închisoare, arestul la domiciliu se scade din pedeapsă.